People, eu sunt Miremi și bine ați venit din nou pe channelul meu. Sincer, mă bucur tare mult să fiu încă o dată alături de voi și să realizăm un video nou. Și știu că acest video o să vă placă foarte mult, pentru că în acest video vă arăt din nou câteva modele pentru a ne decora caietele. Am gândit că aproape se termină semestrul și probabil aveți nevoie de caiete noi și de idei noi pentru a le decora. Așa că am pregătit pentru voi aceste 3 idei minunate în care avem ca și bază inimioara. De ce am ales acest lucru? Nu știu. Probabil pentru că se apropie Valentine's Day și eu văd doar inimiori. Nu știu, oricum eu sper să vă placă aceste modele și vă las să vedeți acest video până la sfârșit. Pentru primul caiet avem nevoie de un caiet, desigur, eu l-am cumpărat pe cel mai ieftin, o foaie albă, o foaie colorată, o coală de plastic transparentă, un șablon în formă de inimioară, sclipici de culorile pe care le dorești, un marker, o foarfecă, pistol cu silicon și scotch. Primul pas este să lipim foaia albă pe o parte a caietului. Apoi, pe acesta îl vom pune deoparte și vom lua șablonul de hârtie peste care așezăm coala de plastic. Cu un marker vom desena inimioara pe plastic, însă o desenăm cu un centimetru aproximativ mai mare și o decupăm. Realizez o altă inimioară identică și din nou o decupăm. Următorul pas este să lipim pe margini cele două inimioare, lăsând totuși un spațiu nelipit. Eu mă folosesc de pistol cu silicon, însă dacă tu nu ai încă un astfel de pistol, nu-ți face griji. Poți să le lipești de jur împrejur cu scotch transparent. Eu, pentru siguranță, am realizat ambii pași. Acum adaug sclipiciul prin spațiul lăsat nelipit de care v-am spus înainte. Eu am adăugat sclipici mov și argintiu, însă tu poți adăuga ce culori vrei tu. În cele din urmă, lipesc și acest spațiu tot cu scotch transparent. Și astfel am obținut inimioara noastră cu sclipici, pe care o lipim de caietul nostru. Atenție la următorul pas. Voi poziționa șablonul în mijlocul inimiorii cu sclipici. Mă ajut de puțin scotch pe care îl răsucesc astfel încât să lipească pe ambele părți. Și poziționez foaia colorată la marginea caietului, la fel ca în imagine. Când ridicăm foaia, vedem că avem șablonul la locul potrivit. Decupăm cu grijă inima din interior și lipim foaia pe caietul nostru, atât în față cât și în spate. Decupăm excesul dacă e nevoie și gata! Pentru al doilea caiet avem nevoie, din nou, de un caiet, de o foaie colorată,
de o foaie mai mică pentru acuarelă, de acuarelă, de lipici și de șablonul nostru cu inimioară. Primul pas. Lipesc hârtia colorată pe coperțile caietului și decupesc excesul. Acum vom lua hârtia pentru acuarelă, pe care realizez conturul inimii foarte subtil. Cu o pensulă curată, pictez întreaga suprafață a inimii doar cu apă. Iar apoi adaug treptat culoare. Ador efectul creat de acuarelă. Pentru un plus de efect, eu m-am hotărât să stropesc și zona albă cu puțină culoare. După ce s-a uscat totul bine, dacă este nevoie, ștergem marginea creată de creion. Și lipim hârtia pe caietul nostru. Și gata! Pentru al treilea și ultimul caiet din această serie, avem nevoie de o foaie albă, de multe inimiori decupate dintr-o foaie colorată sau din material. Eu mă folosesc și de aceste litere din lemn pe care le-am cumpărat. Și de lipici. Întâi, aranjez inimile pe hârtia albă. Iar apoi le lipesc atât pe ele pe hârtie, cât și hârtia de coperțile caietului. Poziționez și literele din lemn, pe care le lipesc cu pistolul de silicon. Și gata! Dacă ți-a plăcut acest video și dacă vrei să-mi demonstrezi acest lucru, ei bine, aștept like-ul tău. De asemenea, te rog să-l împarți și cu prietenii tăi sau pe paginile tale de socializare. Iar dacă ești nou pe aici, te invit cu mare drag să te abonezi și să fii la curent cu toate noutățile și cu toate videourile pe care le voi posta. De asemenea, aștept comentariul tău aici jos pe pagina mea de YouTube sau pe paginile mele de socializare. Toate linkurile le aveți în căsuța de descriere. Iar dacă realizezi și tu una dintre aceste idei sau toate ideile sau alte idei pe care, nu știu, le-ai gândit tu și ți-ai decorat caietul așa cum ai vrut tu, e bine, fă-i o poză și trimite-mi-o atât pe Instagram sau pe Facebook sau pe Snapchat, unde vrei tu. Important este să îmi dai un tag, să pui acolo un hashtag Miremi sau Miremi Vlog, pentru că vreau să le văd și vreau să-ți dau o inimioară sau un like. Asta a fost totul pentru azi, ne vedem în următorul videoblog. Bye, bye!